gazda avea prosticul în băiat. Era așa alb. Nu l-am făcut niciodată o alb și am ieșit de după asta. Îi cunoșteați? Da, sunt vecini de acolo. Dar sunt nici ca din doră. Când o țăpână, eu o fugit. Victima a declarat că a fost sunat joi seară de un tânăr care i-a spus că vrea să vorbească ceva cu el pe un pod la câțiva metri de casa lui. Când a ajuns în locul indicat, tânărul era așteptat de 6 indivizi care, potrivit acestuia, i-au cerut să întrețină relații sexuale cu ei. Victima spune că a refuzat și atunci unul dintre tineri l-a stropit cu un lichid inflamabil pe pantalon, iar apoi i-a dat foc. Bă, dacă era atât, stai numai în corul alea, că se zice ceva. Mă ieșu, ba unul, ba unul, mă ieșu, unul, mă forța, mă forța cu forța. Au sărit toți 6 pe dumneavoastră? Da. Încercând să vă violeze? Da. După aceea m-a luat, m-a dat focul stica. Și după aia au fugit? Ce au făcut? După aia când am strigat, eu am înșpătat să fac când ardeam, ei au fugit. Unul dintre ei s-a scrijim. Și lăsăm să ardă. M-a dat foc, deodată o ard, deodată când m-a dat cu toalea că o agins. V-ați stins singur, ce-ați făcut? Mă, singur, am scos pantalon. Și cine a sunat la 112? Tot eu așa, mergând, mi-a zis că mor până acasă, nu mai... Tânărul a ajuns la unitatea medicală cu arsuri de gradul 2 și 3 pe 20% din suprafața corporală. La urgență a ajuns un pacient în vârstă de 34 de ani, prezentând arsuri de gradul 2-3 pe circa 15-20% de suprafața corporală, conștient, cooperant și stabil hemodinamic, dar a fost transferat la clinica de chirurgie plastică de la Iași pentru îngrijiri suplimentare. Oamenii legii fac în continuare cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Ei au un calcul și varianta ca bărbatul să se fi autoincendiat.